Doror, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru atâta onoare și atâta prestație frumoasă care am văzut astăzi cu toții aici, bucuroasă și onorată. Deci, cum spunea această domniță frumoasă, mă numesc Acriș Cătălina, vin din raionul Cahul, satul Pelinei. Sunt o moștenitoare a unei vaste colecții de instrumente populare. Sunt mândră de ceea ce dețin astăzi, la moment, dar toate acestea se fac în amintirea tatălui meu, Toma Acriș, un mare rapsod și muzician din sudul Moldovei, care deja de mai bine de 8 ani nu mai este. El a fost un meșter popular, un dirijor de orchestră mai bine de 2 decenii, director de școală 14 ani, și astăzi, cu tot respectul față de cultură și față de patrimoniu care îl deținem, tind și sunt foarte ambițioasă ca să le asamblez pe toate într-o cameră muzeu. Astăzi am venit să vă prezint câteva din ele, Caval, Fluier și Cobză. Chiar dacă nu am studii muzicale și cu tot respectul pentru această prestație colosală care am văzut-o precedent, mă simt așa mai modestă, dar cu tot respectul voi încerca să vă prezint aceste trei instrumente excepționale. Mândro, păi nu e bine.
ca muzica sandalur de le mândro. Păi și-am avut un cui pe lume, și-am avut un cui pe lume, dar n-am știut cum se ține mândro. Păi dar acum de la șabea măi, dar acum de la șabea nu m-am brațe la ștrinea mândro. Vă mulțumesc foarte mult! Cătălina Acriș, instrumente muzicale vechi, vine de la Cahul și ură mult, mult succes în ceea ce își propune să facă muzeul pe care vrea să-l deschidă pentru toți oamenii Republicii Moldova. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, a venit momentul ceremoniei de decernare a certificatelor de grant pentru 16 proiecte realizate pe ambele maluri ale râului Nistru. Uniunea Europeană și PNUD susțin organizațiile societății civile de pe ambele maluri ale Nistrului. De aceea, astăzi vor acorda 16 certificate de granturi pentru 16 organizații, iar valoarea totală a acestora e de peste 290.000 de euro. Proiectele câștigătoare au fost selectate prin concurs deschis, la care au fost prezentate 90 de propuneri. Evenimentul de astăzi este organizat în cadrul programului Măsuri de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Programul contribuie la consolidarea încrederii între locuitorii de pe ambele maluri ale râului Nistru, prin implicarea lor în proiecte comune de dezvoltare. Permiteți-mi acum să ofer cuvântul excelenței sale, domnului Ianis Majeix, ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova. Vă rog, domn excelență. Director de țară PNUD, Moldova, stimate echipa a programului CBM, dragi participanți, bună ziua! It is my pleasure to... Este o plăcere pentru mine să fiu invitat la această ceremonie de acordare a granturilor pentru organizațiile societății civile în cadrul programului de consolidare, măsuri de consolidare a încrederii. Noi ne-am întâlnit nu de mult să oferim granturi pentru tinerii, pentru start-up-uri pe ambele maluri. Și astăzi ne-am întrunit ca să sărbătorim încă o realizare a programului. Eu știu că astăzi sunt însoțit de două persoane, de doi tineri, Elena și Nicolae, care sunt alături de mine ca parte a Jobateca, care face parte din programul de angajare în câmpul muncii a tinerilor din Moldova, pentru a îmbunătăți viețile de fiecare zi a cetățenilor. Și haideți să-i aplaudăm pe acești tineri pentru toate eforturile depuse de ei. Și din anul 2009, UE și PNUD și-au unit eforturile pentru a reuni comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru. S-au bucurat de inițiative de dezvoltare în domeniul antreprenoriatului, educației, culturii, sănătății, sportului, mediul ambient și multor altor domenii. Programul Măsuri de consolidare a încrederii probabil este unul din cele mai bune exemple pe care le are de durată, pe care le are UE cu PNUD în Moldova. Susținerea inițiativelor comune pentru societatea civilă a fost cumva cea temelie pentru programul Măsuri de consolidare a încrederii. Aceasta a pavat calea pentru parteneriate numeroase cu organizații și între oamenii de pe ambele maluri ale râului Nistru. Dezvoltarea societății noastre civile este în special importantă în această răscruce importantă cu care se confruntă întreaga regiune. Pe lângă războiul tragic din Ucraina, întreaga regiune se confruntă cu recesiunea economică care generează repercusiuni sociale, criză energetică, reducerea veniturilor și creșterea sărăciei.
Și iată de ce este atât de important ca astfel de programe, cum ar fi programul de măsuri de consolidare a încrederii, să ofere oportunități și să contribuie la identificarea soluțiilor la nivel local la acele probleme cu care dumneavoastră vă confruntați. În ultimii câțiva ani, peste 70 de organizații a societății civile de pe ambele maluri ale râului Nistru au primit susținere financiară pentru a implementa activități, pentru a consolida cooperarea transriverană în toate domeniile pe care le-am menționat, de la sport, la afaceri, mediu ambient, cultură, și estimăm că aproximativ 30.000 de persoane au beneficiat sau vor beneficia de impactul acestor granturi mici pe care le acordăm astăzi. Aș vrea să mulțumesc ONG-urilor care au fost implicați în implementarea programelor granturi mici, pentru că este datorită perseverenței și insistențelor dumneavoastră, lucrurile au devenit posibile. Vă doresc succese în construirea societății civile puternice pe ambele maluri ale râului Nistru. Excelență, vă mulțumim. În continuare, cu un mesaj de felicitare, vine doamna Dima Alcatib, reprezentantă rezidentă PNUD Moldova. Doamna Alcatib, vă așteptăm la microfon. Bună seara tuturor, excelență și excelențe, colegi și parteneri, este o deosebită plăcere să fiu aici și, după cum a menționat și domnul ambasador Ianis, să fiu alături de dumneavoastră în procedura, în ceremonia de înmânare a certificatelor de granturi pentru cooperarea dintre ambele, de pe ambele maluri ale râului Nistru. Acest lucru, de fapt, recunoaște toate eforturile întreprinse de comunitate, de echipele și acea echipă ca într-un stup de albine, știți, care lucrează în spatele programului Măsuri de Consolidare a Încrederii, inclusiv echipa UE și toată lumea de pe loc. Mulțumesc tuturor pentru toate eforturile depuse. Știm că societatea civilă este crucială pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare sustenabilă și rolul dumneavoastră în democratizarea, protecția drepturilor omului, coeziunea socială și protecția mediului ambient este acum mai important ca niciodată, mai ales având în vedere criza multiplă și complexă prin care toată lumea trece la moment. Programul Măsuri de Consolidare a Încrederii are obiectivul de a consolida încrederea între ambele maluri pentru a unii societatea civilă, comunitatea de afaceri și alte părți interesate și activități comune pentru a rezolva problemele comune, inclusiv asigura dezvoltarea economică și socială a comunităților locale. Și aceste programe, pe parcursul ultimelor decenii, au arătat, au demonstrat un impact și succes incremental. Și aici aș vrea să subliniez că anume datorită acestei colaborări puternice și foarte bune cu Uniunea Europeană, noi am reușit să realizăm ceea ce s-a realizat până acum. De aceea vă mulțumesc pentru parteneriat și la mai mult și la mai mare, cum zicem noi. Această colaborare în teren se bazează pe susținerea dialogului, schimburi, cooperare între societatea civilă, organizațiile acestea și profesioniștii de pe ambele maluri. Interacțiuni numeroase în diverse domenii din 2009 în cadrul programului SBM au dus la îmbunătățiri semnificative a vieții oamenilor. Profesioniști foarte importanți, medici, artiști, savanți, psihologi, lucrători sociali și tot așa. Și au consolidat capacitățile, au făcut schimb de cunoștințe și de cele mai bune practici pentru beneficiul celor mai vulnerabile persoane în zonele depărtate, asigurând că ei nu sunt excluși din oportunitățile de dezvoltare. Anume, despre asta e vorba în dezvoltare, să găsim soluții, să venim cu idei inovative și acest program a reușit acest lucru datorită dumneavoastră și tuturor celor care au fost implicați în acest proces.
De la lansarea celei de-a cincea etapă în 2018, cum am menționat, 15 proiecte mici au dus la, stați să văd cifra, 80. Dus la 80 de parteneriate și au fost în beneficiu peste 10.000 de persoane pe ambele maluri. Destul de remarcabil, iar rezultatele au dus la 6 platforme tematice. Mediu-ambient, sănătate, sănătate, cultură, sport și pentru a consolida dialogul intersectorial și a elabora soluții. Impactul a fost exponențial în cadrul acestor platforme și credeți-mă că am folosit aceste exemple nu doar în cadrul CBM, dar și, după cum am discutat pe interior, în cadrul sistemului ONU mai larg, am susținut problemele umanitare, canale către cei care au fost greu de ajuns, la care au fost greu de ajuns. Deci dumneavoastră ați fost acei care ați asigurat legătura și vă mulțumim pentru asta. Și astăzi vrem să vă felicităm pentru că ați fost selectați pentru a beneficia de finanțare și vă dorim succes, rezultate extraordinare și eu sunt sigur că această cooperare în beneficiu persoanelor de pe ambele maluri va fi doar benefică și vom avea și alte oportunități să colaborăm. Mulțumesc! Sau mulțumim, dar zic mulțumesc! Și acum să vedem cine sunt câștigătorii. Vă voi ruga cei care auziți numele proiectului pronunțat de mine să vă apropiați deja aici în față, să treceți pe lângă camerele care dau live și să veniți pe scenă pentru a fi oferit certificatul de către domnul Majeis și doamna Al-Khatib. Your Excellencies, please, the floor is yours for the ceremony. Excelență, aveți cuvânt pentru ceremonie. Fi ajutate de cei doi voluntari, ambasadori juniori, cu care a venit astăzi Excelența sa. Așadar, să începem. Proiectul Poduri Ecologice peste Nistru, implementat de AO Centrul Național de Mediu Chișinău și AO Vitality Tiraspol. Vă rugăm mult reprezentanții să urce în scenă. Rezultate așteptate, 4 campanii de salubrizare, colectare și eliminarea deșeurilor, traininguri pentru elevi și tineri din 8 școli în dezvoltarea antreprenoriatului agricol și gestionarea deșeurilor, excursii, schimb de experiență. Vă rugăm mult, mergeți în față, luați certificatul, mai mult curaj, așa... Și vă rugăm mult, luați certificatul, treceți pe mijloc și facem o fotografie să rămână amintire. Da, mulțumim. Mergem mai departe. Proiectul Educație Realitate Virtuală în Școli, implementat de Asociația Transformări Digitale, Tiraspol și AO DNT Chișinău. Rezultate așteptate, profesori și elevi instruiți în utilizarea tehnicii realității virtuale și lecții deschise susținute de profesori în școli după instruire. Aplauzele dumneavoastră, vă rugăm! Mulțumim! Proiectul Promovarea Mobilității Educaționale Internaționale a Tinerilor de pe ambele maluri ale Nistrului, implementat de Institutul de Instruire în Dezvoltare Millennium Chișinău și Academia Открытого Образования Тираспол. Rezultate așteptate, 3 seminare pentru echipa ONG-ului din regiunea transnistreană, 10 persoane instruite, peste 100 de tineri vor fi informați prin 5 seminare de informare, analiza sistemului de învățământ superior de pe cele două maluri ale Nistrului și a implicării în programul Erasmus Plus. Mulțumim și felicitări! Proiectul Sportul aduce oamenii împreună, Sport Abidineait Ludei, realizat de Clubul Sportiv Nica, Kamenka și AO Dezvoltarea Pământului Natal, Rașcov Grad, Rașcov, Consiliul Local al Copiilor și Tinerilor din Sănătăuca, AO Pro Viitor din Climăuții de Jos. Vă rugăm mult să veniți pe scenă. Să luați certificatul de grant. Rezultatele așteptate acestui proiect. Peste 1000 de persoane vor participa la concursuri sportive. Circa 300 de participanți își vor crește performanța sportivă și peste 100 de persoane vor afla mai multe despre cultura, istoria, obiectivele turistice din țara lor. Mulțumim mult!
Proiectul Permacultura Viitorul Pământului, implementat de Centrul Republican Guta Club și Asociația Fermierilor Belimost Chițcani Slobozia. Rezultate așteptate în aplauzele dumneavoastră. Susținerea de către un expert internațional a unui curs certificat în designul permaculturii. Dezvoltarea de către participanți a proiectelor de permacultură și lecții și prelegeri în școli, universități și colegii de pe ambele maluri despre permacultură. Mulțumim, felicitări! Proiectul Evaluarea publică a braconajului pe Nistru, realizat de Asociația EcoSpectru Tiraspol și Asociația Internațională EcoTiras Chișinău. Rezultate așteptate, determinarea amplorii braconajului resurselor piscicole ale Nistrului și a pagubelor produse, activarea serviciilor responsabile cu lupta împotriva braconajului și îmbunătățirea legislației ce ține de lupta împotriva braconajului. Felicitări! Vă mulțumim! Proiectul Încredere și îmbătrânirea activă pe ambele maluri ale Nistrului, realizat de Home Care Chișinău și Asociația Zdarovia eSport a Tiraspol. Rezultate așteptate, realizarea unui sondaj online, formularea de propuneri pentru autorități, discuții despre perspectivele dezvoltării programelor de îmbătrânire activă, drepturile și interesele persoanelor în vârstă, recomandări pentru vârstnici de pe ambele maluri ale Nistrului privind îmbătrânirea activă. Mulțumim și felicitări! Proiectul Servicii de Calitate pentru familiile cu copii sub 6 ani cu necesități speciale prin servicii de intervenție timpurie pe ambele maluri ale Nistrului, implementat de Centrul de Reabilitare și Consiliere OSORT Tiraspol și Asociația SOS Autism Chișinău. Rezultate așteptate, cel puțin 40 de copii cu dizabilități vor fi identificați și vor primi servicii de calitate. Minim 16 specialiști, inclusiv medici de pe ambele maluri, vor fi instruiți și își vor îmbunătăți competența în depistarea și diagnosticarea precoce. Felicitări! Mulțumim! Proiectul Abilitarea tinerilor artiști de pe ambele maluri ale Nistrului, desfășurat de Asociația pentru Dezvoltarea Dansului Modern Chișinău și Fond Razvitia Tvorceskih Kolektivov Tiraspol. Rezultate așteptate, 10 evenimente organizate cu implicarea circa 70 de copii de pe ambele maluri, 3 coregrafi internaționali și 10 coregrafi locali implicați în instruirea copiilor și adulților, producerea unui spectacol nou de dans modern. Felicitări! Proiectul Dezvoltarea culturii muzicale și stabilirea unui proces de cooperare cu comunitatea artistică de pe ambele maluri ale Nistrului, realizat de AO Muzart Chișinău, Asociația Regională a Laboratoarelor de Creație și Meserii din Bender și Fondul de Caritate Serță. Rezultate așteptate. Organizarea Jazz Chișinău International Festival, ediția a 10-a, ateliere de formare, concerte prezentate de artiști autohtoni și din străinătate. Mulțumim și mult succes! Proiectul Look Up Moldova Climbing for All, implementat de Clubul Montan din Republica Moldova și Asociația Zdarovae Budușe din Tiraspol. Rezultate așteptate, reconstituirea unui perete mobil de alpinism, utilizarea activităților sportive și recreative la peretele de cățărat pentru susținerea 4 evenimente sportive. Mult succes! Proiectul Depășirea barierelor lingvistice pentru un parteneriat durabil al ONG-urilor de pe ambele maluri ale Nistrului, realizat de Agenția de Dezvoltare Regională din Tiraspol și Asociația de Tineret Șansa Varnița Aneninoi. Rezultate așteptate, 25 de reprezentanți ai ONG-urilor de pe ambele maluri instruiți în limba română până la nivelul B1 și organizarea unui club de conversație în limba română. Mulțumim și felicitări! Proiectul Dezvoltarea ariilor naturale protejate pe ambele maluri ale Nistrului prin promovarea principiilor ecoturismului și dezvoltării durabile în rezervațiile naturale Țipova, Saharna și Iagorlâc. Implementat de AO Centrul de Dezvoltare Regională SOL și Clubul Ecologic Ecumena. Proiectul își propune dezvoltarea 3 rute ecoturistice în rezervațiile Țipova, Saharna și Iagorlâc. Vă mulțumesc și felicitări! Mult succes! Proiectul Prevenirea încălcărilor potențialului reproductiv al femeilor, sprijin pentru școlile maternale de pe malurile Nistrului, desfășurat de Business Club Economic Effect Tiraspol și Asociația Psihologilor din Tighina.
Felicitări, mult succes, o fotografie. Vă mulțumim! Proiectul Instrumente Muzicale Populare Vechi, realizat de Alianța Între Generații și Asociația Regională a Laboratoarelor de Creații, Meserii și Meșteșuguri din Bender. Rezultate așteptate: expediție folclorică, expoziție de instrumente populare, pavilion muzical, conferință științifică. Mult succes! Felicitări! Și ultimul proiect, dar nu cel din urmă, desigur, proiectul Rașcov Istoric. Să explorăm și să conservăm pentru a îmbunătăți împreună potențialul turistic, implementatori, Societatea Istorică și Geografică Podnestrovskaya, Societatea Istorică și Geografică a Moldovei. Rezultate așteptate: lucrări arheologice, elaborarea unei monografii despre Biserica de Mijlocire din Rașcov, organizarea unei conferințe științifice cu prezentarea monografiei. Felicitări și mult succes! Thank you, Your Excellency! Vă mulțumesc, Excelențe! Câștigătoare și mult succes în realizarea acestora! Cred că toate cele 16 proiecte merită încă un rând de aplauze puternic din partea tuturor! În continuare vom asculta câteva mesaje de la proiectele care au reușit să obțină finanțare, granturi mici. Invităm la microfon câțiva reprezentanți ai proiectelor pentru un mesaj în cadrul evenimentului și prima pe care o invit la microfon este Irina Iacoveniuc, coordonatoare de proiect Agenția Regională Razvitie. Bună seara! Здравствуйте! У нас... Смотря весь вечер, все наше... Bună seara! Astăzi toată lumea a vorbit despre inimi, despre faptul că nimeni nu poate să reușească de unul singur. Toată lumea vorbește despre coordonare, înțelegere, proiectul nostru, depășirea barierelor lingvistice, a țintit... Mărul. Cum a spus Nelson Mandela, dacă vorbiți o limbă pe înțelesul omului, vorbiți cu mintea lui, dar dacă vorbiți în limba natală, atunci apelați către inima lui. Unul pe altul. Noi nu numai creăm pădișuri, noi ne înțelegem, noi devenim prieteni, noi devenim o familie, pentru că cuvântul este un cel mare instrument care poate să ne ajute să creăm o societate globală de iubire, de înțelegere și de cooperare multiculturală internaționale. Echipa noastră înțelege că datorită ajutorului, sprijinul dumneavoastră, noi putem să realizăm toate aceste obiectivele de partnership, de tot ce noi dorim, să devenim o societate liberă. Deci, vă spunem încă o dată, mulțumesc de sprijin, за понимание. Pentru înțelegere și pentru munca uriașă care este făcută de noi, cu voi, pentru faptul că ne ajutați. Спасибо большое! Vă mulțumesc! Vă mulțumim dumneavoastră! În continuare, Gheorghe Șova, coordonator de proiect, vă invităm la microfon. Bună seara! Eu sunt reprezentantul unei asociații care am aplicat proiectul dintr-o curiozitate și am descoperit că putem răsturna munții și atunci când suntem un bulgăraș mic, deoarece asociația noastră din Fălești are cei mai buni parteneri pe care îi putea descoperi în Republica Moldova, care este Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural și Material, Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Platforma Cultura. Deci este un proiect care de la o inițiativă locală a devenit un
proiect cultural național și tot mai mulți doritori. Ați văzut și voi, Cătălina, și urmează să mai vină cineva acum. Acum noi îmbinăm muzica profesională și profesionistă cu muzica celor care n-au învățat muzica. Eu vă mulțumesc, este un proiect în care noi nu trebuie să vorbim mult, noi cântând apropiem marurile de Nistru. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi. În continuare, Natalia Kravchuk, Guta Club. Aș dori să menționez că astăzi este o zi minunată. Nu doar pentru că avem o ceremonie minunată, dar pentru că astăzi am depășit numărul de 8 miliarde de oameni pe pământ. Este o etapă foarte importantă și eu consider că evenimentul nostru are loc într-o zi unică și pentru noi este un motiv să ne aducem aminte cât de diversi suntem, cât de frumoși suntem în această diversitate și să ne amintim că avem valori umane comune care ne unesc. Și mai este important să ținem minte că noi suntem responsabili toți pentru casa în care trăim, planeta Pământ, și trebuie să contribuim la o viață frumoasă și armonioasă în această casă. Și programul la care participăm și noi este implementat în Republica Moldova foarte intens și activ și eu mă bucur că în țara noastră mică, Moldova, avem și o societate civilă activă care are propuneri pentru a îmbunătăți viața la nivel local prin implementarea proiectelor săi. Pe de altă parte, donatorii, Uniunea Europeană, Națiunile Unite, care ajută la implementarea programului Republica Moldova. Și noi, în cooperarea aceasta, facem un bine nu doar la nivel local, pentru țară, dar și pentru toată planeta. Vă mulțumesc pentru acest fapt. Pace și dragoste tuturor familiilor dumneavoastră și pace pe toate malurile ale planetei noastre. Vă mulțumim și noi. Mult succes încă o dată pentru implementarea celor 16 proiecte câștigătoare astăzi a granturilor mici. În cadrul evenimentului pe care l-am avut astăzi și care se apropie de final, se încheiem aici evenimentul organizat în cadrul programului Măsuri de promovare a încrederii, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD. Felicitări tuturor celor 16 organizații ale societății civile care au primit certificatele de granturi mici și mulțumim tuturor participanților care au fost alături în această după-amiază. Eu sunt Mihaela Gherasim și vă urez o seară liniștită. În continuare, vă las în compania domnului Victor Botnaru și a instrumentelor sale populare vechi și vă invităm să continuăm pauza de socializare până la ora 19 cu gustări și cafea. O seară liniștită să aveți!